ticuri, să le spunem așa, dar nu cred că este cel mai potrivit. Te eliberează de depresiune, îți faci ritualul aruncare pe care o faci la fel, deja trebuie să te ducă cu minte în a început să se întâmple la Națională. Ne dă speranțe că vom înregistrată acest șut cu boltă al lui Miloș Pešić. Handicap pentru genul de basket pe care îl adoră Bogdan. Acolo se împingă jucătorii mai înalți decât el. Iată, acum păcălit de unul mai mic, beneficiază de o liberă. Clujenii sunt din nou în avantaj. 14 secunde de atac pentru Cluj. Milić pentru Barnett. De evident, pentru toată lumea. Clujul a fost de 2 puncte. Barnett foarte bine. De amândoi în formă, în egală măsură. Barnett cu un capac. Pešić, lui acum pentru Popescu. În cea de-a doua perioada sa, Hargrove. Lucrarea lui Barnett, foarte bună. Oh, ce intercepție! Mandache pentru Barnett, fără Jovanović. Timișoara reușește să întoarcă rezultatul.